Alegerile locale parțiale din 11 iunie au loc în 48 de localități din țară, pe lângă cele din Fildul de Jos. Ministrul de Interne Carmen Dan a verificat stadiul de organizare a alegerilor parțiale care au loc în 49 de localități din țară, inclusiv în comuna Fildul de Jos. Conform competențelor legale, Ministerul Afacerilor Interne va asigura realizarea la termen a acțiunilor din calendarul organizatoric și asigurarea climatului de siguranță pe întreaga perioadă electorală. Și la aceste alegeri va fi asigurată înregistrarea audio-video a procedurilor realizate de la încheierea votării și până la părăsirea localului secției de vot de către membrii biroului electoral al secției de votare. Totodată, după terminarea votului, ștampilele cu mențiunea votat vor fi introduse în plicuri transparente prevăzute cu un sistem de sigilare care să nu permită desfacerea decât prin rupere, împiedicând astfel utilizarea ștampilelor pe parcursul procedurilor de numărare a voturilor.